Laudă Domnului! M-am bucurat că în această seară Duhul lui Dumnezeu a coordonat cântările și aproape că n-a existat cântare în care să nu se vorbească ceva despre mântuire, despre șansa fiecărui om. Și cred că se întâmplă asta pentru că Dumnezeu vrea să vorbească cel puțin câtorva persoane care sunt nemântuite de aici. Atunci când am stat înaintea Domnului să îl întreb care este cuvântul pentru seara aceasta, a rămas șocat că Domnul mi-a dat un cuvânt de evangelizare, de chemare la mântuire, de chemare la întoarcere. Înainte să pornesc din casă, m-a sunat un frate și mi-a zis: frate Caleb, vin în seara asta cu un prieten. Și am spus: acum îmi dau seama de ce trebuie să predic pentru evangelizare. Ce mare Dumnezeu avem, așa-i? Lăudat să fie numele Lui. El este aici. Glorie Lui. El merită toată lauda. El este adevărul, nu un adevăr. El este mântuirea, nu o mântuire. El este slava noastră, nu o slavă, se spunea precântare. Lăudat să fie numele Lui. Și tot poporul să spună amin. Aleluia. Uitați-vă la acest context special în care ne spune Biblia că băiețașul Iisus, din momentul în care a fost închinat în templu lui Dumnezeu Tatăl, la fiecare Paște, la fiecare praznic de 7 zile, venea la templu împreună cu tata și mama. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim, după cum spunea legea, după cum scria în carte, în legea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și de 11 ori s-au dus și nimic nu e scris în Scriptură despre ce s-a întâmplat. Însă suntem siguri că acest copil, Domnul Iisus Hristos, a fost în fiecare praznic supus și întotdeauna a ascultat de mama lui și de tatălui adoptiv, dacă pot să-i numesc așa, pentru că tatălui adevărat era Dumnezeu Tatăl din cer. Slăvit să fie numele Lui! Dar a 12-a oară, când vine la praznic, în al 12-lea an, ceva se întâmplă șocant. Au venit împreună, au parcurs același număr de kilometri, au venit pe același drum, au stat 7 zile după factura ebraică a prasnicului, au mâncat doar azim, n-aveau voie să aibă pâine dospită, verdețuri amare, trebuiau să fie jertfiți miei și toate celelalte lucruri care scriau în lege, Exod 12. Dar când se termină cele 7 zile, Maria își face bagajul, Iosif și el la fel își pune mâna pe bagaj și toate cele trebuincioase cu care a venit la templu le pune în bagaj și se duc. Se duc cu rudeniile, se duc cu prietenii, se duc cu cei dragi și șocant, cineva lipsește. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Când a fost el, Domnul Iisus Hristos, și omul, copilașul Iisus Hristos, de 12 ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul prasnicului, un obicei bun, curat, sfânt, divin chiar. Cuvântul Domnului spune apoi, versetul 43, după ce au trecut zilele prasnicului, nu înainte, după ce au trecut zilele prasnicului, pe când se întorceau acasă. Cine? Maria și Iosif. Iosif și Maria. Cu rudeniile, cu prietenii, cu anturajul, cu grupa, cu toți ceilalți. Pe când se întorceau acasă, spune Biblia, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Și să subliniem ce spune doctor Luca, care nu greșește niciodată, vine și tot ce spune el, spune sub inspirație divină, e insuflat de Duhul Sfânt. El nu zice, băiatul Iisus s-a pierdut în Ierusalim. Și evanghelistul zice, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Și întrebarea pe care vreau să o pun în această seară este aceasta: ce s-a întâmplat de fapt? Băiatul Iisus de 12 ani, doar de 12 ani, s-a pierdut în templu sau mama lui și tatălui, respectiv Maria și Iosif, l-au pierdut? E o diferență mare.
Ce cred eu bazat pe Scriptură este că ei l-au pierdut. Pentru că Biblia e foarte clară și spune, Iisus a rămas în Ierusalim, părinții lui, vedeți, părinții sunt de vină, ei n-au băgat de seamă lucrul acesta. Și mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt pentru tine, pentru mine, pentru fiecare dintre noi în seara aceasta se intitulează De ce l-ai pierdut pe Iisus? Nu te întreb dacă ai venit la ritual, nu te întreb dacă ai jertfit, nu te întreb dacă ai dat, nu mă interesează nimic din toate acestea. Ce e important în pasajul ăsta, nu ce au făcut ei, nu azimile, nu prasnicul, nu numărul zilelor, ci ce este cel mai important este cuvântul Domnului care spune, părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Adică l-au pierdut pe Iisus. Ce tragedie să fii la altar, să fii la jertfă, să te consumi, să ai timpul programat, să fii special la evangelizare, să fii special la închinare, să fii special la templu, să ai pentru asta ani întregi în care pregătești un miel, să vii special cu un gând. Vreau să fiu la dispoziția lui Dumnezeu, vreau să împlinesc tot ce îmi spune Dumnezeu prin carte. Și când se termină jertfa, și când ritualul se termină, și când totul se pune punct și toți pleacă, unul să rămână în templu. E seară, mai sunt aproximativ 20 de minute și se termină duminica aceasta. Te întreb, e Iisus în inima ta? E Iisus în inima dumitale? Este Iisus în viața dumitale în această seară? Sau l-ai pierdut? Atunci când rostim acest cuvânt pierdut, există două sensuri. E posibil să nu-l fi întâlnit niciodată. E posibil să nu fi avut niciodată o întâlnire personală, reală cu el. E posibil să-l fi văzut doar un copil, ca și învățătorii, să rămâi șocat de vorbele lui. Dar atât, nimic mai mult, să nu știi cine e el. Doar atât, să zici, de unde știe băiatul ăsta de 12 ani, ce noi studiem de zeci de ani și de sute de ani se studiază în templu și noi nu avem răspuns la întrebările astea, dar băiatul ăsta de 12 ani ne dă răspuns. Cine e copilul ăsta, ziceau învățătorii din templu? Și-au rămas mai departe cu întrebarea aceasta și-au rămas mai departe așa, cu ritualurile lor și nu l-au cunoscut unii dintre ei niciodată. Uitați-vă la Irod cel Mare, care are șansa aceasta unică în istorie să se nască în perioada lui Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul să fie evanghelistul care să-i spună, trebuie să te întorci de la păcatul concubinajului. Nu-ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Este interzis concubinajul, zicea omul lui Dumnezeu. Este interzisă înjurătura, fumatul, alcoolul și drogurile. Orice păcat de genul ăsta, de imoralitate sau de alt gen, este interzis. Nu spun eu în seara asta, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Duhul lui Dumnezeu în această seară și este pentru fiecare dintre noi. Mai mult, vine vremea în care se naște regele, apare regele în generația lui, în cetatea lui, în orașul lui, la câțiva metri de el. Și el aude un mesaj direct, personal pentru el. Magii din răsărit vin 3500 de kilometri numai pentru el. Parcă pentru el și întreabă, unde-i împăratul? Unde-i împăratul de curând născut al iudeilor? Unde-i? I-am văzut steaua și el, ce tragic, îl pierde pe împăratul. Îi cheamă nascuns cu murdă șarlatanie, cu lucruri murdare în interiorul inimii lui și le zice, duceți-vă și cercetați cu deamănântul despre prunc și când aflați tot, veniți și spuneți că vreau să mă închin lui. Ce minciună mare! Ce minciună mare! Vă întreb în această seară, l-a pierdut pe Iisus Irod cel Mare? Da sau nu? Da? L-a pierdut? Cu siguranță l-a pierdut. Că a venit o vreme în care a dat un decret și a zis să fie uciși toți pruncii de la 2 ani în jos, să-l prind, să-l decapitez, să-l înfrâng, să termin cu el, nu mă mai interesează de el.
Însă deasupra istoriei e regele regilor, e Dumnezeu adevărat, e Dumnezeu Tatăl, lăudat fie numele Lui, pe care noi nu-L putem învârti prin sistemele noastre de jaloane spirituale, că încercăm uneori să-L manevrăm pe Dumnezeu, avem senzația uneori că putem să-L schimbăm noi Dumnezeu traiectoriile și zicem venim la o biserică, la un ritual, la un paște, la o întâlnire și apoi mergem, dar mergem fără Iisus. Însă Dumnezeu e deasupra istoriei suveran și spune pleacă Iosive, pleacă, apoi vino. Parcă se lea butoane și e direcționat de frâie de Dumnezeu și el tot ascultă. Pentru că Iosif nu vrea să-l piardă pe Iisus și nu vrea să-l piardă pe regele Iisus Hristos. Dar Irod cel Mare se aude vestea, întoarce-te Iosive cu pruncul, pentru că Irod cel Mare a murit. Și asta înseamnă l-a pierdut pe Iisus. Aș vrea să spun în această seară că mai există o șansă, că marți seara mai există program la Biserica Betanie și există, dar nu pot să te asigur în această seară că mai există program și pentru dumneata. Nu pot să te asigur că mai există program și vineri seara pentru tine. De aceea îți spun în această seară, cum se spunea prin cântare, să nu fie cumva pentru tine un veșnic prea târziu, un etern prea târziu, fără perspectivă de întoarcere, irevocabil, să nu cumva să fie. Pentru că atunci când îl pierzi pe Iisus, iartă-mă că trebuie să-ți spun în această seară, de fapt, pierzi sufletul tău. Și Evanghelistul Matei spune foarte clar, Matei capitolul 16, și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul lui. Nu-l ajută la nimic, ce trist să-l pierzi pe Iisus. Și când îl pierzi pe Iisus, îți pierzi sufletul care merge etern, fără perspectivă de întoarcere, în iad, pentru că nu îl ai pe Iisus, adevărul din cântare. Numai El este Mântuitorul, El este neprihănirea noastră, amin? Lăudat să fie numele Lui. De ce l-ai pierdut pe Iisus? O perspectivă, nu l-ai întâlnit niciodată, sau, deși ai avut ocazii după ocazii, niciodată n-ai fost atent sau atentă să accepți vorbele Lui. Sau o altă perspectivă, te-ai întâlnit cu Hristos, ai avut un moment în care la o evanghelizare ai ridicat mâna dreaptă și ai zis, da, vreau să mă predau lui Hristos, ai avut un moment în care ai coborât într-un baptistier sau într-o apă curgătoare și ai zis, cred în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, de azi până la finalul vieții va fi Dumnezeul și mântuitorul meu, dar într-o zi ceva s-a întâmplat, dintr-o dată l-ai pierdut pe Iisus. De ce? Trei motive scurte. De ce l-ai pierdut pe Iisus? De ce și cum am putea să-L pierdem? În primul rând, un lucru ușor, din neglijență. Biblia spune foarte clar, n-au băgat de seamă că Iisus a rămas în templu. E posibil ca dintr-o dată, într-o seară, să vină un duc de nervozitate peste tine și să trântești nu știu ce și să-ți dai seama, am zis lucruri rele și să te cobori, să te pui în pat și să nu mai ai somn, să încerci să te așezi pe genunchi, să închizi ochii și să vrei... Să vrei să simți prezența de altă dată, să-ți dorești să mai vorbești în alte limbi, să-ți dorești să mai cânți în alte limbi, să-ți dorești să simți o prezență divină, o mână a lui Dumnezeu care se coboară din creștet până în tălpi, un fior divin care te învăluie, dar nu-l mai simți. De ce? Din neglijență. Uitați-vă la un Petru care a umblat cu Iisus Hristos 3 ani și jumătate și dintr-o dată, pentru că într-o zi ne spune cuvântul Domnului aceeași Evanghelie după Luca, capitolul 22, foarte clar ne spune, într-o zi a început să-L urmeze pe Iisus, dar numai de departe. Puteai să vezi cum în timp ce treceau secundele și minutele între Iisus și Petru se creează o distanță tot mai mare. Așa începe. Nu-L pierzi uneori dintr-o dată. Există momente în care îl pierzi dintr-o dată, dar de cele mai multe ori există niște trepte, există niște procese, există niște momente în care încet, încet începi să-L pierzi. Și Petru urmează de departe și acum mai zice, e frig, e motivat în spațiul ebraic noaptea, e frig, spune Iacov, patriarhul. Și clar, e demonstrat asta
Nu e nicio problemă. Își caută un loc confortabil, își caută un loc unde să fie încălzit. Ai zice, nu e nicio problemă asta la prima vedere. Însă focul este un foc interzis, o prezență la un foc interzis. Îmi spui, tinere, care e problema dacă în clasa noua, undeva prin semestrul întâi, după primele luni, mă cheamă colegii și mă duc la un bal? Care e problema? Îmi spui tu, care e problema dacă mă duc într-un loc în care se consumă alcool? Care e problema? Care e problema dacă mă duc într-un local unde se fumează? Eu beau doar o cafea, nu e nicio problemă. Colegii mei, adevărat că fumează, dar care e problema? Sunt colegii mei de la școală. Și Duhul lui Dumnezeu îmi spune în seara asta, oprește-te, pentru că încet, încet, pe neobservate, începi să-L pierzi pe Iisus. Tu știi cum îl simțeai altădată, tu știi foarte bine că altădată, când mergeai în rugăciune în prezența Lui și ridicai mâinile pentru gloria Lui Hristos, simțeai prezența Lui Dumnezeu, atunci nu L-ai pierdut, dar încet, încet cobori, cobori, lași din standarde, accepți orice fel de anturaj și un anturaj murdar și îți dai seama că pierzi, pierzi. Pe zi ce trece tot mai mult. Ne spune Biblia, din cauza anturajului murdar, Petru este întâlnit de o femeie. Petru ăsta care nu putea fi înfruntat mai înainte, era cel mai puternic dintre ucenici, cel mai curajos. Este învins de cine? De o măturătoare de stradă, una care dă cu mătura, atât face, pe acolo să facă curățenie. Și îi pune 3 întrebări și de fiecare dată Petru răspunde greșit. Sau poate adevărat ce era în inima lui atunci. L-a pierdut pe Iisus. Dintre lovituri, dintre pătăi, se ridică privirea regelui. Are timp pentru asta Iisus. Și nu se uită la un ostaș care vrea să-i dea cu dosul palmei. Nu-l interesează că va împroșca sânge din obrazul lui stâng. Un singur lucru îl interesează pe Hristos. Vreau să înțeleagă Petru că m-a pierdut. Vreau să realizeze Petru că nu mai sunt al lui și că el în aceste momente nu mai este al meu. Când s-au întâlnit privirile lor, Petru și-a adus aminte. Cântecul cocoșului i-a dat voie să-și amintească mai profund. A ieșit afară și a plâns ca mar pierderea. Din nimic se poate întâmpla. Dintr-o minciunică, spunem noi, ca să câștigi mai mulți bani decât de obicei, spune o minciună, care e problema? Societatea se poartă. Și dintr-un lucru care este minor, o bucată, un jumătate de metru de fier beton de la servici, n-ai vorbit cu șeful și-l iei. Și simți că ceva se întâmplă, tremuri, simți că ceva nu e în ordine dacă ai Duhul lui Dumnezeu peste tine și trebuie să mergi înapoi să-L restitui și să-ți spui, Doamne, iartă-mă înainte de asta, pentru că nu vreau să te pierd. Poți să pierzi orice din lumea asta, poți să pierzi bani, mașini, proprietăți, prietenii, poți să pierzi orice în lumea asta, însă vreau să spun ceva, n-ai voie să-L pierzi pe Hristos. Cea mai mare tragedie pe care o poate înregistra un om pe planeta Terra nu este să-și piardă toți banii din cont și toate relațiile de afaceri, ci este să-L piardă pe Hristos, nu-i așa? E adevărat sau nu? Da, așa este, de aceea nu-L pierde pe Hristos din neglijență. De ce L-ai pierdut pe Iisus? Posibil din cauza neglijenței. S-a uitat printre rudenii, s-a uitat printre oameni. Și șocant, știți când merg oamenii ăștia? Număr 20 de minute. În mod normal, Maria, ca o mamă responsabilă, Iosif, ca un tată responsabil, știți cum trebuia să acționeze? Știți cum trebuiau ei să acționeze? Trebuia Maria să-l prindă de o mână și Iosif de cealaltă. Și toți trei să meargă acasă. Pentru că sunt sigur că așa au venit spre templu. Așa trebuiau. Știți cum trebuie să mergem noi în această seară din locul acesta? Trebuie să mergem de mână cu Iisus Hristos, amin? Să nu cumva să-L pierdem, din orice motiv posibil, din nimic să nu-L pierdem. N-avem voie să-L pierdem pentru niciun motiv, oricât de important ar fi pentru lumea aceasta materială. De ce L-au pierdut pe Iisus? Din neglijență. În al doilea rând L-au pierdut din cauza năzuințelor false. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Și Luca e atent și descrie în mod clar ce se întâmplă în inima lor. Părinții lui n-au băgat de seamă, iar versetul 44 spune, au crezut? Au avut și ei un crez.
Ăștia nu erau atei, ăștia credeau ceva despre Hristos. Ăștia stăteau cu Hristos la masă, uneori și întotdeauna, mai bine zis, îi dădeau de mâncare copilului Iisus. Nu erau oricine, erau oameni religioși, veneau la templu, veneau la închinare, nu erau absenți când ceilalți trebuie să fie la templu, la casa lui Dumnezeu. Ei erau prezenți întotdeauna. Și cuvântul Domnului spune, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie. O, câți nu cred în secolul 21, o, câți români nu se încred în lumea asta, în liderii religioși. Se cred și zic așa, dacă mă duc să ating niște moaște, atunci nu-L pierd pe Hristos. Dacă mă duc să aprind o lumânare, dacă mă duc să plătesc un părăstaș la 6 luni, la un an, dacă mă duc să mă duc la biserică și să vorbesc cu preotul, să mă împărtășesc și înainte, să mă mărturisesc, mai ales dacă e Paște și Crăciun. Cum să nu fac asta, spun oamenii. Dar după ce se împărtășesc și după ce se mărturisesc, se duc mai departe în păcatele lor. Însă Hristos nu vrea asta de la noi. Se duc oamenii și cred că cu grămada, cu grupa, cu trupa, pot să-L găsească pe Hristos. Pentru că ne-am obișnuit să mergem cu neamul și zicem, suntem creștini, 99%, de aceea avem nevoie de catedrala mântuirii neamului, când de fapt avem nevoie de Hristos, mântuitorul neamurilor. Lăudați să fie numele Lui. Amin? Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Au crezut că e cu ceilalți și au zis, dacă grupa mea, dacă familia mea, dacă tatăl meu e slujitor, dacă mama mea e slujitoare, dacă cei din jurul meu cântă în cor, în fanfară, nu nicio problemă, mă furișez eu și eu printre ei și voi ajunge și eu în cer. Sau alții spun, unde o merge toată lumea, mă duc și eu, până la urmă, bunicii și stră bunicii mei, nu s-au dus ei oare într-un loc cu verdeață, că așa le-a zis preotul la mormântare. Au crezut că este cu tovarășii lor. Ce mare tragedie! Să te mulțumești că Hristos e cu tata, să te mulțumești că Hristos e cu mama ta și se poate să fie. Să te mulțumești că Hristos este cu familia ta, cu prietenii tăi, cu cei dragi. L-a căutat, spune Biblia, tovarășii de călătorie, l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Că mai ales noi românii suntem obișnuiți, oare n-ai pe cineva nu știu pe unde, la postul cu tare, n-ai un cunoscut, n-ai o rudă, n-ai un prieten, că am nevoie să am o direcție clară, să ajung mai repede, n-am timp să urc pe scări, vreau să merg cu liftul. Însă minciuna urcă cu liftul, adevărul urcă pe scări, pe trepte, de foarte multe ori. Mă înțelegeți foarte bine ce spun. Rude, tovarăși, grupă, anturaj, au crezut că este cu ei. După ce nu l-au găsit, s-au întors și l-au căutat în Ierusalim. Versetul 46 spune, după trei zile. Imaginați-vă ce panică era în Maria. Era mamă, era responsabilă și a dat seama că l-a pierdut și nu mai putea să stea liniștită. Imaginați-vă ce panică în Iosif. El este un evreu de speță înaltă, el nu-și permite să-și piardă copilul. Ce se va spune la newsuri, la știri? Ce se va spune în templu? Ce vor spune cei din jur? Ce se va interpreta în Nazaret, în cetatea lor? Ce se va întâmpla? L-au pierdut din cauza năzuințelor false. Și mulți avem crezuri interzise, murdare. Credem că dacă vine în fața noastră o pisică neagră, spun unii, să faci 3 pași sau 2 în spate, tot felul de sisteme de astea, de lucruri murdare, legate cu vrăjitorii, cu horoscop, cu lucruri care sunt murdare. Și mă rog în această seară Duhului Sfânt să elibereze orice suflet de astfel de lucruri murdare. Hristos este singurul mântuitor, amin? Nu-i suficientă Maria. Dacă ai găsit-o pe Maria, nu-i suficient. Se găsești și oasele ei și se găsești trupul ei întreg și se coboare prin tavan în seara asta, Maria. Nu mă mulțumește. În seara asta am nevoie de Hristos. Amin? Lăudați să fie numele Lui. N-avem nevoie de Iosif, de tovarăși, de prieteni, de rudenii, doar de cunoscuți. În seara asta noi avem nevoie doar de Hristos. Lăudați să fie numele Lui Hristos. Pentru că singurul care ne poate salva, se spunea în seara asta, este Cel care și-a pus spălmile pentru noi. Este Cel care și-a dat tot sângele pentru viitorul nostru etern. Este Domnul Iisus Hristos. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. Și tot poporul să spună amin. Glorie Lui Hristos.
De Hristos avem noi nevoie. Nu ne mulțumește ritualul, jertfa, altarul, preoții. Nu ne mulțumește Maria, Iosif și ceilalți. Singurul care ne poate satisface dorința sufletului nostru este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! El trebuie să fie găsit de inima ta. Pe El n-ai voie să-L pierzi. Pe El, din cauza năzuințelor false. În al treilea rând, de ce l-ai pierdut pe Iisus, Marie, Iosif? Din cauza neștiinței. După 3 zile de căutare se duc și îl găsesc. Știți unde îl găsesc? Știți foarte bine, în templu. Cuvântul Domnului spune, când l-au văzut, părinții lui au rămas înmărmuriți, ca tablou. Și ne spune Biblia, versetul 48, și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Observați că întotdeauna când cineva îl pierde pe Iisus, e tentat să dea vina pe Iisus. Vedeți? Maria zice, Iisus e de vină. Tu ai avut un comportament greșit și tu te-ai purtat rău cu noi. De ce te-ai purtat așa cu noi? Că nu e așa că atunci când vine o încercare, o suferință, un moment greu în familia ta, ești tentat să spui, Dumnezeule, de ce? Dumnezeule, de ce cu mine? Dumnezeule, de ce acum? Dumnezeule, de ce te porți așa cu mine, cu soția mea, cu prietenii mei, cu copiii mei? De ce? De ce? Și Hristos zice doar atât, tu nu știi. Tu ești marcat de o neștiință. Iisus zice, de ce m-ați căutat? Oare nu? Și spuneți, vă rog, cu voce tare, oare nu? Știați? Trebuia să știți? Oare nu știați că trebuie? Nu că uneori se întâmplă să fiu, nu că ar fi trebuit să fiu, ci trebuie, ceasul tatălui meu e fixat acum să fiu aici. Voi nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Voi mă interpretați doar un copil și de foarte multe ori, mai ales de sărbătoarea nașterii Domnului, dar nu numai, toți sunt mari, Maria e mare, Iosif e mare, magii sunt mari, stelele sunt mari, orice e mare, bradul și toate celelalte. Și cel mai mic e Hristos. Și de Paște. Nu observați că de cele mai multe ori, cele mai multe scenarii, imagini cu Hristos, este un Hristos mic, parcă ai nevoie de lupă să-L vezi. Așa e în inima unora, doar un băiat de 12 ani, ăsta nu poate. Ăsta nu are capacitate să influențeze istoria unei națiuni, ăsta nu poate să schimbe viața unui om, e doar un băiat, se poartă rău. Așa spun unii, dar mă rog Duhului Sfânt în această seară să realizăm cu toții că El nu este doar un băiat, cum se spunea deja. El este împăratul împăraților și domnul domnilor. Lăudat să fie numele Lui! El a venit să moară pentru noi și El este Fiul Tatălui din cer. El trebuie să fie în casa Lui și în această seară este în casa Lui. Aleluia! Lăudat să fie numele Lui Hristos! Ce știi despre Hristos? Amos 4 spune clar, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Se întâmplă de foarte multe ori să avem carențe, să avem căderi. Și atunci când avem căderi, ne întrebăm oare nu cumva avem această pierdere și chiar această stare de pieire? Pentru că pierderea lui Hristos te duce la pieire eternă. Osea 4:6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Pentru că au lepădat cunoștința, zice Dumnezeu, și eu îi leapăd. Pentru că nu-L cunoști. Că de foarte multe ori se coboară Hristos în casa ta, te așteaptă dimineața și de fapt pentru tine mai important e telefonul, afacerea. Tu ai mușchi încordați, tu trebuie să rezolvi multe probleme, tu ai business, tu ai afacere, tu n-ai timp de Hristos. Și Hristos te caută la căpătuiul patului tău și îți spune prin Duhul Sfânt, încet, liniștit, apleacă-te în genunchi și spune-i tatălui, mulțumesc, Doamne, că mai am mâini, mulțumesc că poți să mi le miști, Doamne, mulțumesc că mai am vedere în ochi, mulțumesc că mai am putere în picioarele mele și poți să le aplec în rugăciune, te caută Hristos. Dar eu uneori și dumneata alteori n-avem timp. De ce l-ai pierdut pe Hristos? De ce?
din cauza neglijenței uneori. Lucruri pe care nu le-ai realizat. Toate au fost ca un tăvăluc. A fost o înșiruire de evenimente și dintr-o dată l-ai pierdut. Nu ți-ai dat seama. Din cauza năzuințelor false. Ai avut tu tot felul de scenarii, de preconcepții, de gânduri care n-au fost biblice despre Hristos și te-a așteptat ca Hristos să vorbească pe felul tău, să acționeze după strategiile tale, bine puse la punct pe agenda vieții tale. De ce l-ai pierdut pe Hristos? Din cauza neștiinței, l-ai considerat un băiat, l-ai considerat un copil, l-ai considerat un om ca și frații lui, o, să-i frate cu noi, n-are cum să fie rege. Poate ieși ceva bun, spunea un altul, Natanael din Nazaret, alții spuneau, voi n-ați stat să calculați și să observați Ioan 7, că niciodată, n-a ieșit din Galileea vreun proroc. Voi nu știți? Avem noi scenariile noastre, avem noi cunoștințele noastre false și de aceea uneori îl pierdem. Dar dacă l-ai pierdut în această seară, Hristos este aici. L-au găsit numai în templu. Hristos este prezent aici. Trebuie să-L cauți cu îngrijorare, trebuie să intri în depresie, trebuie să intri într-o stare de freamăt, să zici, Doamne Dumnezeule, nu vreau să plec de aici fără Tine, haideți să stăm în picioare, haideți să stăm în prezența Lui Dumnezeu, haideți să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, eliberează-ne în seara aceasta. De multe ori, Doamne, am avut senzație că ești cu noi, dar Tu nu mai erai, Te-am pierdut, Doamne, Te-am pierdut de atâtea ori, dar vrem în această seară să Te căutăm, Doamne, vrem să Te căutăm cu disperare, vrem să Te căutăm cu dedicare, Doamne, în seara aceasta și vrem mai mult, Doamne Dumnezeule, să Te căutăm cu direcție clară. Tu ești aici și ești pentru noi. Ne rugăm cu toți. Glorie Ție, Doamne, și numele Tău. Glorificăm numele Tău și prezența Ta. Aleluia, Duhul Tău cel Sfânt. Ești atât de minunat, Doamne. Îți mulțumesc că ești mare și sfântul Ta. Îți mulțumesc că ești atât puternic, Doamne Dumnezeu. Te rog, lasă Duhul Tău cel Sfânt.